Expoziția cuprinde 50 de fotografii documente ale agenției Ager Press, care înfățișează familia regală a României în timpul vizitelor externe în care a promovat interesele României în ultimii 22 de ani. Putem să spunem că suntem cumva cronicarii istoriei, dar de data asta în fotografie. Avem aici momente în care familia regală, regele Mihai, majestatea sa, custodele coroanei române, precum și alteța sa regală, principele Radu, au contribuit în integrarea României în NATO și în Uniunea Europeană. Cred că este un moment istoric pentru delegația permanentă a României la NATO. Este vizita pentru prima dată în sediul nou a majestății sale și alteței sale regale. O vizită pe care noi o așteptam de ceva vreme, știind foarte bine contribuția familiei regale la integrarea României în structurile europene și euroatlantice, dar și în ceea ce privește promovarea intereselor noastre de securitate și de politică externă. Custodele coroanei și principele Radu au inaugurat expoziția la care au participat peste 50 de militari și civili care lucrează în structurile euroatlantice. Turneul pentru integrarea României în NATO și Uniunea Europeană a fost întreprins de regele Mihai din 1997 până în 2006, când a vizitat 17 state membre în care a făcut lobby pentru țara noastră. Mă bucur că am reușit să intrăm în NATO, România, și că am făcut un efort, dar mai continuăm, cum spuneți, nu ne oprim. Mă bucur că sunteți aici, pentru că fără asta nu știu unde ar fi acum țara noastră. Nenorocirea care s-a bătut asupra Estului European cu acești doi ani de crimă continuă în Ucraina nu fac decât să arate viziunea pe care au avut-o liderii politici români post-decembrie și regele, care în vremuri în care trebuia să explici mult ca să-i convingi pe cei din jur că România are ce căuta în NATO, stai și te întrebi, Doamne ferește, dacă atunci când au izbucnit luptele în Ucraina, Doamne ferește, dacă România nu era membru NATO atunci. Familia regală a avut și o întrevedere cu secretarul general adjunct al NATO, Mircea Joană. Vreau să vă mulțumesc, domnul ambasador, pentru contribuția casei regale și a dumneavoastră personal pentru aderarea României la NATO și la Uniunea Europeană. Și dacă suntem astăzi aici, unii dintre noi, e și rezultatul muncii noastre comune, vă suntem extrem de recunoscători. După vizita la NATO, majestatea sa Margareta și principele Radu și-au petrecut seara la Palatul Regal, la o cină privată, unde au fost invitați de regele Filip și de regina Matilde ai Belgiei. Astăzi, familia regală va avea o întâlnire cu români din comunitate la Biserica Sfântul Nicolae din Bruxelles.